iau ca acolo Paul Voice. Ei n-au o problemă cu Paul Voice, au o problemă, așa cum au spus, cu cineva din PDL, să nu mai fie cineva din PDL viceprimar și să nu mai fie cineva din PDL și la Consiliul Județean. Și probabil și în alte consilii unde vor veni și în județ. Ori, după cum se știe, nu au majoritate în Consiliul Local și nici în Consiliul Județean. USR-ul a câștigat 9 voturi din 21 în Consiliul Local, respectiv la Consiliul Județean, câte sunt? 14 sau 13? 14 consilieri județeni. Deci degeaba tot manifestă și pun în eter treaba cu majoritatea USR-ului și că trebuie să aibă neapărat dâns și doi viceprimari aici și doi vicepreședinți la Consulențeană. Este o porcărie totală, cum ne-au obișnuit de câteva luni de zile și cu alte porcării și la nivel central și la nivel județean. Să vedem impertinența și această neobrăzare până unde va mai merge în continuare cu, și cu noastră și cu noi să ne tot trimite dintr-o parte în alta, să ne dea de lucru și, de fapt, nu vin ei la ceauta de lucru. Chiar culme. Au dat unui consiliu local și primăriei de lucru și deși și nu vin. Deloc. Pentru că, dând telefoane, probabil că cineva n-a putut să vină sau în concediu sau n-au avut ce major, majoritatea dânșilor pentru probleme private și pentru probleme personale, nu pentru problemele administrației publică locală. Pentru problemele orașului. N-au reușit să-și facă o chestiune personală. De asta sunt foarte supărat și nu vor să vină.